Fundația Renașterea organizează pe 11 iunie tradiționala cursă caritabilă Race for the Cure România. Cursa de alergare, plimbare 5 km sau 1 km cu punct de start sosire la Stadionul Național Arcul de Triumf din București. Catena, farmacia inimii, este sponsor de tradiție al tuturor acțiunilor Fundației Renașterea și al curselor anuale Race for the Cure, în care sunt implicate numeroase persoane influente în promovarea mesajelor de prevenție și depistare precoce a cancerului, dar și în strângerea de donații pentru ca femeile din România să poată avea acces la prevenție, investigații și tratamente personalizate pentru combaterea cancerului de sân și de col uterin. Prevenția contează. Vă rugăm din suflet, încă o dată și astăzi, să mergeți la medic. Să nu ignorați cel mai mic semnal și chiar dacă nu aveți niciun fel de semnal al unei boli, să mergeți regulat la medic, pentru că avem studii peste tot în lume, conform cărora orice tip de cancer depistat într-o fază incipientă poate fi tratat sau poate fi mult mai bine tratat. Mă omoară această frustrare a faptului că în fiecare an vorbim despre necesitatea programului de screening pentru cancer de sân, pentru cancer de col uterin, pentru că numai având un program național de screening putem să evităm să ajungem cu un cancer în stadiu 3-4 la medic, nimeni nu mai poate face nimic. Dacă ar exista aceste programe de screening despre care tot vorbim și tot nu există, automat oamenii mergând, pentru că există programul și trebuie să te duci, sau poți să te duci mult mai ușor, nu să cauți pe cineva care să știe pe cineva undeva ca să poți să ajungi să-ți faci o mamografie sau alt tip de analiză, cu siguranță am avea niște cifre mult mai bune. Succesul fundației noastre stă în colaborarea aceasta și în faptul că suntem cu toții o echipă și tragem în aceeași direcție. Și ca să completez ceea ce spunea Andreea, cred că multe femei și-ar face testul Babeșoapa Nicolau sau și-ar face mamografia dacă ea ar fi gratuită, iar în ce privește testul Babeșoapa Nicolau, el a fost gratuit, am avut un program de screening. Din păcate însă nu, cred eu, nu a fost comunicat suficient de bine, femeile n-au știut. Poate că medicii de familie nu le-au trimis, nu le-au informat așa de mult pe cât se putea și de aceea suntem abia la 17% ca procent din populație care a făcut acest test. Cancerul de sân, ca și cancerul de col uterin, rămân probleme importante de sănătate publică pentru România, pentru că, într-adevăr, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer cu care se confruntă femeile din România și, din nefericire, cu mortalitatea cea mai mare. Într-adevăr, prevenția și depistarea precoce pot modifica radical speranța de viață a femeilor cu cancer, dar în România, programele de screening, într-adevăr, înregistrează decalaje majore față de cele din alte țări europene. Educația înseamnă a învăța pe copii despre sănătatea lor, despre ceea ce poate să însemne o boală și implicit asta va însemna și un consult medical la un moment dat. Dar aceasta e soluția. Educația înseamnă să înțelegem că există cancere prevenibile. Puține, din păcate. Cancerul de col uterin este unul dintre ele, dintre cele foarte puține. Atâta vreme cât, momentan, administrativ, nu există programe funcționale de screening, recomandarea și îndemnul este ca fiecare să-și ia în propriile mâini sănătatea. Chiar dacă lucrurile par complicate și sunt, chiar dacă lucrurile par că nu au soluții și poate că nu le au întotdeauna cele mai bune soluții, trebuie să existe optimism și trebuie să existe dorința de a căuta rezolvări, poate de etapă, poate doar pentru una dintre lupte și nu pentru război. Cancerul este o boală nemiloasă, care nu cunoaște granițe, nu discriminează, sfâșie familiile, lăsând în urmă durere, întristare și pierderi inimaginabile. Dar în mijlocul întunericului există povești despre rezistență și puterea spiritului uman de a depăși destine considerate de unii insurmontabile. Spun mereu povestea mea sau a altor femei,
pentru că doresc ca povestea noastră să ajungă nu atât la urechile dumneavoastră, cât la sufletele voastre. Pentru a înțelege importanța depistării timpurii a acestei boli. Împreună putem crea o lume în care cancerul nu mai este o amenințare, în care speranța triumfă asupra disperării și în care fiecare individ are șansa de a trăi o viață lungă și sănătoasă.